Trebuie să existe un stil de viață echilibrat, trebuie să avem în vedere moderația, consumul echilibrat care să includă toate categoriile de alimente. Nu există un regim magic universal valabil pentru toată lumea. În principiu, dieta ar trebui să fie adaptată fiecărui pacient, individualizată în funcție de particularități, greutate, înălțime și preferințele fiecărui om. În primul rând, să nu facem excese deosebite, pentru că va fi din ce în ce mai greu ulterior să ne revenim și în mod cert ar trebui trecerea să se facă treptat și de la alimentația obișnuită către mesele copioase de sărbători și ulterior să ne revenim tot treptat. Lucrurile nu sunt așa foarte clar stabilite. Dieta cutare e cea mai potrivită, în niciun caz. Trebuie și în perioada sărbătorilor, ca și în tot timpul anului, să existe un stil de viață echilibrat. Tot timpul ar trebui să avem în vedere moderația, mâncatul echilibrat, care să cuprindă toate categoriile de alimente în principiu. Totodată, medicii recomandă ca în următoarele zile, pentru a scăpa de fantoma meselor îmbelșugate, să renunțăm la mâncarea gătită. Nu mai vorbim despre fast food și trebuie să apelăm cu încredere la salate de legume sau fructe proaspete. Varza, salata verde, roșiile, urzicile, spanacul, pătrunjelul, morcovul, ceapa verde, lămâia, merele, portocalele, clementinele și kiwi sunt doar câteva dintre fructele și legumele recomandate de medici pentru a ne reveni după această perioadă cu mese îmbelșugate.